Salutare, minunaților! Bine v-am regăsit la o nouă recomandare în materie de noutăți și cărțulii culese de prin librării. Recomandarea săptămânii vine de la editura Corin Junior și se intitulează Peripețiile hamsterului Shumi, o poveste captivantă care deține trei elemente esențiale: prietenie, iertare și curaj. Se spune că hamsterii nu se judecă după mustăți, ci după abilități. Ei bine, peripețiile hamsterului Shumi prezintă povestea unui personaj remarcabil, nu datorită dimensiunii sale, ci a curajului de care dă dovadă în fața numeroaselor obstacole, dar și a talentului muzical inexplicabil. Shumi este un hamster pitic foarte iubit, care ne invită în orașul Movuliu, într-o uluitoare călătorie a cunoașterii. Aici vom descoperi că șoriceii cântă la trompetă, gândacii poartă papioane, prieteniile sunt adevărate, iar visurile sunt la un pas de a deveni realitate. Și acum să intrăm puțin în poveste. Și uite așa, dintr-un simplu pieton, ajunse Shumi sus pe conserve de ton, unde cântă la chitară ca o adevărată vedetă, acompaniat de un șoricel la trompetă, unul la tobe și un altul la chitară, ademenind până și gândacii afară din ascunzișuri ca să asculte și ei, alături de câțiva motani bătrânei, alături de soare, alături de lună, alături de multă, multă lume bună. Seara târziu, când se stinseră și ultimele acorduri muzicale, cei doi prieteni porniră spre casa Agale, la Elis ajungă, pentru că era cale lungă. Văzând lumini în depărtare, Shumi și Pată o luară la fugă pe cărare. Se urcară pe geam direct la el în dormitor și aterizară zgomotos pe covor. Fetița se trezi și tare se bucură să-și vadă prietenii. Pe bucălatul pisoi Pată, cu blana zbârlită de culoare roșcată, pe hamsterul ei pitic, mult iubit, și pe noua lui prietenă, chitara de plastic, de un albastru absolut fantastic. Viața e mai frumoasă ca niciodată acum, că pisoiul Pată, acompaniat de-al său prieten, hamsterul Shumi, le cântă în fiecare seară stelelor și luni. Dacă v-a plăcut și v-am stârnit curiozitatea, tot ce vă rămâne de făcut, dragi prieteni, este să achiziționați și voi cartea pentru a vă putea bucura integral de această aventură minunată. Ea se găsește la editura Corin Junior. A voastră iurită vă îmbrățișează strâns și vă urează spor și bucurie la lectură pe tărâmul poveștilor. Pe data viitoare! Minunații!